Bine v-am regăsit la o nouă ediție Cube Arena, o ediție specială, o ediție cu un subiect extrem de important pentru noi, de fapt e extrem de important pentru generații întregi care va să vină și generații care au trecut. Este vorba de educație. Alături de mine sunt domnii Daniel Funeriu, ministrul al educației în perioada 2009-2012. Mulțumesc mult pentru efortul pe care l-ați făcut. Am avut ceva etape de parcurs ca să reușim să vă smulgem din activitățile, din tumultul zilnic. Auziți, haideți să vă spun, eu puteam să vă spun da și mai înainte, dar n-aș fi avut toată concentrarea pe emisiune, aș fi avut o mie și una de alte lucruri la care să mă gândesc și așa măcar, chiar dacă a durat mai mult, cel puțin măcar acum sunt total focalizat pe ceea ce discutăm aici și nu facem așa o chestie pe repede înainte, ci o facem de substanță. Și deja este omul care îmi stă foarte mult alături pe tot ceea ce înseamnă expertiză în materie de administrație publică locală și nu numai. Adrian Orza este viceprimar al Timișoarei în perioada 2000-2012. Unul dintre oamenii care a petrecut, spuneam și înainte de a intra în emisie și am mai spus-o și în alte emisiuni, care a petrecut cam 20 de ani în Consiliul Local și în Primăria Timișoara. Da. Spuneam la un moment dat și vorbeam cu cei doi domni care ambii au ieșit dintr-o agitație a administrației locale și centrale, că după ce s-au desprins un pic din activități, au avut nevoie de o perioadă de refugiere și de somn și de odihnă, pentru că trebuie să te dezobișnuiești, nu? Da, și oricum, Daniel, nu știu dacă știe lucrul ăsta, detaliul ăsta, oricum, subiectul, înțeleg, o să fie despre educație și implicațiile administrațiilor centrale și locale. Noi chiar am terminat aceeași școală generală, generală 18, în Timișoara. Da. Când ai terminat-o? Eu cred că sunt 3 ani mai mare, 2-3 ani mai mare ca tine. Dar oricum, cred că am prins aceiași profesori și aceeași perioadă, da. Zic eu, anilor 80, sfârșit de 70, început de 80. Da, la generala 18 erau profesori foarte diversi. Era, de exemplu, doamna Casap la biologie, la chimie. Care biologie, chimie și biologie, era, da. N-am avut-o la chimie, am avut-o la biologie și doamna Casap era foarte, Ludmila Casap, era foarte rigidă. Pe de altă parte, o aveam la engleză pe doamna Eva Kocis, care era mult mai expansivă așa. Eu, pentru mine a fost extraordinar de important. Probabil unul dintre oamenii care m-a influențat cel mai mult în viață a fost învățătoarea mea, doamna Schöreg Rosalia. Și unul dintre lucrurile pe care n-o să mi-l iert este că atunci când am fost în funcția de ministru, nu am contactat-o pe doamna Schöreg și n-am făcut-o dintr-o eroare stupidă, pentru că ea ieșise la pensie în 81, când am terminat eu clasa a patra și, sincer, nu credeam că mai trăiește, dar doamna Schöreg am înțeles că a decedat, din păcate, anul trecut și regret enorm că nu am mers la ea, pentru că m-a influențat foarte mult doamna Schöreg și, bineînțeles, profesoara de chimie, doamna Crâsnic, fără de care cu siguranță n-aș fi devenit chimist niciodată. Asta este nota de subiectivism, pentru că spre zona asta s-a și dus Daniel Funeriu. Domnilor, n-aș fi putut să începem mai frumos și despre școală, despre educație, decât cu doi oameni care evocă și recunosc că și eu am amintiri frumoase despre perioada de elev. Dar sistemul nostru de învățământ este, parcă trage așa un pic, trage de, la început de un picior și acum de două, vorba aceea, am bătrânit nu mai are vigoarea, nu mai are poveștile astea frumoase
pe care le-am trăit noi. Nu mai are zona asta de romantism, zona asta de aventură. Dascăli, avem dascăli obosiți, dascăli supra-solicitați, dascăli supuși unor încercări de tot felul. Avem elevi care sunt derutați pentru că am avut 35 de miniștri, cred că sunt peste 35 acum cu noua numire de miniștri a educației, dar nu avem o strategie. Singuri sunt doar câțiva dintre miniștrii a educației care au încercat să modifice și să reașeze undeva sistemul de educație. Și fiecare administrație centrală, locală, a venit și vine și își pune așa la bătaie imaginația, fiecare face cum vine de acasă cu câte o idee, se ridică de pe guș, ridică capul de pe pernă și vine și își expune public ideile. Trăim într-o filozofie din asta perpetuă, dar fără nimic practic, iar tinerii noștri rămân în urmă. Tinerii noștri sunt derutați, tinerii noștri încep să se îndepărteze și cred că la vreo 20-30 de ani începem să simțim consecințele unui sistem bine ancorat în realitate, unui sistem de învățământ. Despre asta aș vrea să vorbim. Apropo, am început pot frumos să vă și permiteți... vreau să terminăm tot atât de optimist. Stați așa, permiteți să vă fac praf argumentația. Da, cu cea mai mare plăcere aș vrea. Deci, să clarificăm câteva lucruri, unul la mână. Cel mai important lucru. Una dintre cele mai eficiente metode de a perverti democrația este să-i faci pe oameni să creadă că toți sunt la fel. Știți, Baudelaire a zis, cea mai mare șmecherie a diavolului este să te facă să crezi că el nu există. La fel și cu politica. Cea mai mare șmecherie a mafioților este să te facă să crezi că toți sunt la fel. E bine, nu toți sunt la fel. Dumneavoastră ați spus o jumătate de adevăr. Ați spus că fiecare ministru vine cu reforma lui, fiecare administrație vine cu ideile sale crețe. Asta este fals. Cu o idee coerentă de modernizare, deci cu o idee consolidată din punct de vedere tehnic a modernizării sistemului, a venit o singură echipă. Când am ajuns ministru, eram în echipă cu Mircea Miclea, care fusese președintele Comisiei Prezidențiale. Într-adevăr, atunci a existat, și puteți documenta acest lucru foarte ușor, atunci a existat o gândire foarte clară ce este de făcut, când, cu ce bani, cu ce efecte. De aceea eu n-am dat nicio ordonanță de urgență în educație, am dat o singură lege, legea educației naționale, care a fost o lege coerentă cap-coadă și apreciată ca atare de Comisia Europeană. Cu ce unde aveți perfectă dreptate este, într-adevăr, fiecare ministru a venit cu ceva al lui. Fiecare ministru a venit cu gașca lui. Cu gașca lui adesea de interese ilegitime. Unii cu sindicatul în raniță, alții cu rectorii în raniță, alții cu universitățile private. Deci fiecare ministru a venit cu interese foarte punctuale și cumva a vampirizat energia ministerului pentru a servi acele interese. Și aici cumva am avut și noroc, pentru că am plecat la 17 ani din România, când am ajuns, m-am întors în funcția de ministru, nu aveam nicio datorie față de nimeni din România, deci am fost un om liber. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este legat de sistem. Copilul în sala de clasă nu simte absolut nimic din sistem. Părintele acasă, el este interesat de ce se întâmplă în sala de clasă a copilului. 90% din ce se întâmplă în sala de clasă a copilului se datorează profesorului. Indiferent de cum este sistemul, indiferent de mecanismele de finanțare, indiferent dacă bugetul vine din cote defalcate de TVA sau de unde o veni, ceea ce simte copilul la sala de clasă este profesorul. Deci, esența unui învățământ de calitate este să ai profesori de calitate. Vorbim? Și acolo unde s-a greșit, o secundă dacă îmi permiteți, da, da. Acolo unde s-a greșit cel mai mult, a fost și continuă să fie tot ce înseamnă politica de resurse umane. Și am să vă dau două elemente. Primul element. Știți, toată lumea spune, domnule, salarii mai mari la profesori, că dacă se dau salarii mai mari, totul va intra în ordine. Fals.
Dacă mâine mărim de 3 ori salariile profesorilor, nu va crește de 3 ori calitatea predării. România cheltuiește de 6 ori mai mult pentru educație astăzi decât în 2000, dar rezultatele sunt mai slabe. Și atunci, cu profesorii trebuie făcute 3 lucruri concomitent. 1. Formare inițială și continuă de calitate. Deci aici, universități, pentru că universitățile sunt responsabile de acest lucru și când în universități îți intră copii care fraudau la BAC, când în universități îți intră oameni care nu aveau nivelul de a intra într-o universitate, sigur că nu poți să te aștepți să îți iasă oameni buni. Deci formare inițială și continuă. În același timp cu formare inițială și continuă trebuie o selecție inteligent făcută, pentru că degeaba ai oameni buni, degeaba formezi oameni buni dacă tu selectezi pe pile. Și al treilea lucru, concomitent, trebuie să fie răsplata. Degeaba formezi bine, degeaba selectezi corect dacă dai salarii proaste. Dacă omul nu este motivat să rămână în sistem. Sigur că da. În momentul de față, salariile cadrelor didactice sunt bunicele. Ele pot fi mai bune, totdeauna e loc de mai bine. Dar știți, întrebarea următoare, domnule, când poți să spui că salariul profesorului este ok? Și vă dau un referențial. Acest referențial este 1,48 înmulțit cu PIB-ul pe cap de locuitor. Media salariilor profesorilor în OECD, în țările dezvoltate, este 1,48 ori PIB-ul pe cap de locuitor. Deci calculați PIB-ul pe cap de locuitor al României, înmulțiți cu 1,48 și ăsta este un salariu care este în media țărilor OECD. Deci 3 lucruri trebuie făcute. Formare inițială și continuă, selecție corectă și răsplată adecvată. Al doilea element pe care țin să vi-l spun, nu vă supărați că acum îți nevorbit și eu. Vine și rândul al nostru. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun ține de administrarea școlilor și de director. Directorul în momentul de față nu are pârghii reale de a influența calitatea profesorului. Directorul nu poate să spună te iau pe tine Orza că știu că ești bun și nu-l vreau pe ălalalt. De ce? Pentru că toate procedurile de angajare sunt oarecum de sus în jos, centralizate. Directorul nu are pârghie reală să-și aleagă resursa umană. Nu are pârghie reală să-i spună profesorului, prietene, vezi că tu intri la ora la și 20. Dacă o mai faci încă o dată, ai zburat. Asta un director nu poate să facă acest lucru. Și atunci, neavând o pârghie reală asupra resursei umane, cum vreți să putem să corectăm acolo unde este cazul? Deci, resursa umană. Despre asta vorbeam la un moment dat și aici aș puncta eu puțin. Ați adus discuția exact la momentul în care vrem să vorbim despre pârghiile pe care le are un sistem de administrație, un sistem de administrație local care gestionează problemele școlilor, inspectoratele școlare, dar vreau să vă spun că eu cred că inclusiv elevii, studenții resimt toate aceste probleme, ei iau act de toate aceste frământări ale dascălilor care nu mai sunt totdeauna atât de atrași. Se zbat în neputința, sunt foarte mulți oameni care rămân în afara sistemului, deși ar fi extraordinar de buni. Tocmai vorbim de acest sistem defect, deci acest sistem găunos care persistă și căruia nu reușim să-i punem capăt, ne învârtim în jurul cozii, an de an, din 4 în 4 ani încercăm să tot promitem și ne propunem să schimbăm. Spunem, de fiecare dată ne plângem că avem bugete foarte mici pentru educație, dar ce am făcut să schimbăm școlile? Încă avem școli în mediul rural foarte prost dotate, încă avem școli care nu corespund din punct de vedere al siguranței elevilor. Avem dascăli care nu sunt atrași de catedră, nu au vocația care trebuie, apropo de cine selectează. Și pe lângă toate astea, aș vrea să vorbim de un sistem legislativ sau ceea ce se permite din punct de vedere administrativ. De ce? Este la mod acum ca toată lumea să-și numească în consiliile de administrație ale școlilor, pe noi asta ne doare acum, să-și numească reprezentanții ai părinților, reprezentanții ai administrațiilor locale, se fac concursuri de creativitate
care sunt criterii care mie mi se par de-a dreptul de beletristică. Să începem așa să scriem poezii când noi avem probleme de administrație, avem probleme de buget, avem probleme de curiculă, avem probleme de internet, avem dascăli care nu știu să utilizeze un computer și învață elevii. E în momentul, indiferent cum ai spune, toate lucrurile astea au repercusiuni asupra copiilor. Percep niște mesaje foarte ambigue pentru că îi văd pe cei care ar trebui să știe ce au de făcut că plutesc pe niște norișori roz. Copiii normal că se îndepărtează. Cât de viabile sunt, ce putere are un părinte care intră într-un consiliu de administrație și ce ar trebui el să facă? Ce ar trebui să facă administrațiile locale din perspectiva... Îi spun și lui Adi Orza, care el a fost și reprezentant al părinților, a fost și... Nu, am fost reprezentantul Consiliului Local și acum sunt reprezentantul al primarului, dar nu în Timișoara, într-o școală din... Ce putere are un consiliu de administrație? Legea educației, eu zic că e destul de bine structurată din prisma asta, în sensul că există un reprezentant al părinților, un reprezentant al elevilor, sunt doi reprezentanți, sau în fine, în funcție de un anumit număr, al consiliului local, al primarului. Sigur că acum la Timișoara primarul a zis, domnule, nu mai trimit în Consiliul de Administrație reprezentantul primarului din primărie, că de fapt eu cred că asta a fost spiritul legii, să fie un om din primărie acolo ca care să preia cunoască problemele, că totuși reprezentantul primarului nu e, nu știu, pun soția acolo sau pun pe cine vreau, cum nici Consiliul Local nu pune pe cine vrea, pune consilierii locali în Consiliul de Administrație. Adică vorbim de aceleași criterii și de alegerea oamenilor care nu știu. Păi nu, criteriile astea au fost puțin de beletristică, cum ai spus, cum să cuantifici creativitatea, inventivitatea și dorința de reformă. Ce reformă face un om în Consiliul de Administrație? Aplică legea, face niște chestii destul de seci acolo, adică votează bugetul, transfer de profesori, de elevi, adică... Da. Aici, da, aici domnul... Vreau să punctăm și să punctați domniile voastre, pentru că sunteți cei mai în măsură și cunoașteți legea, cunoașteți ce se poate și ce nu se poate. Auziți, când eram la putere, lumea m-a acuzat că n-am citit legea și eu le spuneam, fraților, e adevărat, n-am citit-o. Am scris-o. Și aici tind să dau dreptate domnului Orza, dar am să merg puțin în urmă și am să vă spun de ce am scris legea așa cum am scris-o. Practic, prin lege, Consiliul de Administrație este format din reprezentanții școlii, reprezentanții profesorilor, reprezentanții autorității locale, atât a Consiliului Local cât și al primarului. De ce? Pentru că ei finanțează o mare parte din școală și reprezentanții ai părinților. Proporția de reprezentare a fost astfel gândită încât să nu poate să existe o majoritate care o calcă în picioare pe cealaltă. Deci să nu existe o majoritate dacă părinții plus un profesor decide o chestie să calce în picioare Consiliul Local. Deci cumva prin componența Consiliului de Administrație, am dorit să obligăm actorii principali să se înțeleagă între ei. Poate la început își dau cu tigăile în cap, poate nu se înțeleg, poate au conflicte, dar proporția a fost astfel gândită încât să-i obligăm să se înțeleagă. Al doilea lucru esențial care trebuie spus este ce putere are Consiliul de Administrație. Conform legii, așa cum am dat-o eu în 2011, avea o putere enormă. Consiliul de Administrație era responsabil de angajarea profesorilor. Deci profesorul, după ce era format la nivel central, trecea un examen centralizat foarte dur, prin care primea un, să zic așa, permis de profesorat. Odată cu acest permis de profesorat garantat din punct de vedere calitativ de stat, el putea să se angajeze la orice școală și Consiliul de Administrație era cel care îl angaja.
Deci iată un lucru care era prevăzut în lege, ca acest Consiliu de Administrație să poată să-și pună amprenta pe calitatea resurselor umane. Sigur că atunci, în 2012, când am plecat din guvern și a venit plagiatorul Ponta, a masacrat tot. Dar trecem peste, vă spun cum era conceput. Al doilea lucru pe care Consiliul de Administrație putea să-l facă și era esențial, era că atunci când se vacantează poziția de director, cum este cazul acum, pentru că toți directorii acum au ieșit din mandat, numirea interimarului să nu se facă de inspectorat, pentru că inspectoratele sunt și vor fi tot timpul anexele partidului de la guvernare. Deci, numirea noului director să fie făcută de Consiliul de Administrație. Deci, prin legea inițială, acest Consiliu de Administrație avea o adevărată putere și reprezenta toate interesele locale. Acum, prin lege, au emasculat acest lucru. Și primarii, care trebuie să numească oameni în Consiliul de Administrație, fac niște greșeli majore. Din păcate, și în Timișoara văd că se perpetuează această greșeală. Eu l-am susținut pe primarul Fritz. Am și scris lucrul ăsta acum recent, că în primul rând e foarte periculos să numești în Consiliul de Administrație oameni de pe stradă pe care îi selectezi conform unor criterii așa, de pe un, cum ați spus dumneavoastră, pe un or roz. De ce este periculos? Și domnul Orza poate să confirme lucrul ăsta sau să-l infirme. Consiliul de Administrație, ce se întâmplă? Consiliul de Administrație răspunde legal. Exemplu concret, Doamne ferește, Consiliul de Administrație nu ia o decizie corectă referitoare la stingerea incendiilor și, Doamne ferește, se produce un incendiu într-o școală și e afectat un copil. În momentul ăla se face o anchetă și se constată că acel Consiliu de Administrație nu luase măsurile necesare. Păi oamenii intră la pușcărie. Deci Consiliul de Administrație nu este șezătoare. Oameni buni, care vreți, care mămici și tătici entuziaști, care vreți să intrați în Consiliul de Administrație să schimbați lumea din Consiliul de Administrație al lucrurilor. Atenție, oameni buni, pentru fiecare vot din Consiliul de Administrație răspundeți legal. Nu sunteți așa la o șezătoare acolo. Și întrebarea este următorul. Deși este un post neremunerat sau sunt posturi neremunerate, responsabilitatea este una, exact cum spuneați, mare. Dar care ar fi criteriile de și ce cunoștință trebuie să aibă sau ce pregătire trebuie să aibă acei oameni? Nu, dar deci, se pornește de la o chestiune eronată, îmi cer scuze că intervin. Chestia asta cu selecția de la Timișoara a oamenilor, hai să formulăm termenul ăsta spus de domnul Funeriu, a oamenilor de pe stradă, este o chestie falsă, de PR. Eu cred că, și îl avem aici, corect, omul care a scris legea, când a scris reprezentantul primarului, nu i-a dat primarului, adică era o chestie subînțeleasă de cutumă să pună un om din primărie, adică un funcționar public, fie de la economic, de la urbanism, de la patrimoniu, care are legătură cu infrastructura școlară, cu școala. E mai mult decât atât. Avem un Consiliu de Administrație, știți, discuția e tehnică, poate oamenii se plictisesc, dar credeți-mă, este esențială. Oamenii au nevoie să cunoască aceste detalii tehnice, pentru că așa o să înțeleagă. Deci avem un Consiliu de Administrație reprezentanții părinților. Deci, între ghilimele, societatea civilă. Exact. Mămicile, tăticii stresați, știu și eu, am doi copii, știu cum e soția mea stresată, știu cum sunt și eu uneori stresat de ce se întâmplă copiii la școală, dar stresul unui părinte sau tensiunile, neliniștile pe care le are un părinte, ele trebuie exprimate de Asociația Părinților, care se reunește, care spune, domnule, uite, sunt niște probleme și prin părinți, toate aceste probleme sunt prezente în Consiliul de Administrație. Profesorii și ale elevilor, sigur. Profesorii au și reprezentanții elevilor în Consiliul de Administrație. Iată. Bun, dar putem spune că elevii poate sunt mai timizi, mai tineri. Profesorii pot să se exprime referitor la problemele curriculare, la aspecte de genul ăsta. Primarul, în schimb, și aici este esența. Primarul este ales pentru că are un anumit program. El când vine în fața alegătorilor spune, fraților, cu școlile vreau să fac așa. Ei,
instrumentul prin care primarul își pune în practică politica este exact reprezentantul său din Consiliul de Administrație. Deci eu să fiu primar, aș spune așa, în Timișoara am 71 de școli care au câte o ședință în medie pe lună, o ședință care durează, hai să zicem, 3 ore, asta înseamnă 200 și ceva de ore pe lună. Am calculat, puteți vedea pe postarea mea, că e nevoie de 3 oameni, 2-3 oameni. Ce aș face? Un om care să fie tot timpul prezent în consiliile de administrație ale școlilor sau doi, și un om în birou care să coordoneze într-un mod structurat, atenție, tot ce se întâmplă în toate școlile. Deci primarul trebuie să aibă o gândire foarte clară. Închid clădirea respectivă, deschid cealaltă clădire. Acolo am o problemă cu apa, dincolo am o problemă de gospodărie, dincolo am terenuri de sport unde trebuie să investesc. Nu investesc la școala X pentru că școala 18 are terenuri mai mari decât are generala 24, care generala 24 e la o aruncătură de băți. Deci tot acest concept urban, tot acest concept pe care primarul trebuie să-l imprime și trebuie să-l aibă în dezvoltarea ecosistemului școlar, ei bine, el trebuie să aibă un reprezentant. Deci, soluția corectă din punctul meu de vedere este să angajeze 2 sau 3 persoane în primărie, să formeze acele persoane și să le spună: oameni buni, iată, conceptul meu pe educație este următorul, când voi mergeți în consiliile de administrație ale fiecărei școli, iată ce urmăriți, iată ce impuneți, iată ce îi convingeți pe ceilalți. Aș discuta cu Consiliul Local, aș numi în sânul Consiliului Local un consilier local care să fie reprezentant, integratorul pe educație al politicilor locale, pentru că, vedeți dumneavoastră, aici e nevoie, aș discuta și cu, eu sunt radical anti-PSD, dar aș sta la masă cu PSD-ul, aș sta la masă cu PNL-ul, cu USR-ul, mi se pare că și Pro-România e reprezentată, da, în Consiliul Local. Da, este reprezentată în Consiliul Local. Deci aș sta la masă ca primar, aș sta la masă cu toți, aș chema la, nu știu, la o cafea, la un vin, aș camea și eu undeva, aș sta cu ei de vorbă și spune: oameni, uite, ecosistemul educațional trebuie să arate așa. Reprezentantul primarului și reprezentanții Consiliului Local, ei trebuie să meargă cu o viziune coerentă în Consiliul de Administrație, care să fie atât coerentă pe verticala unei școli, cât și pe orizontala întregului ecosistem. Un lucru, de exemplu, pe care l-aș face ca primar, aș zice așa: domnule, am școli bune și școli mai puțin bune. Le fuzionez administrativ. Deci dacă o școală e mai bună, cealaltă e mai slabă, înseamnă că una are un director mai bun și profesor mai bun, că altă soluție nu este. Și atunci aș fuziona administrativ o școală slabă cu una bună, corpul profesoral s-ar omogeneiza, ar fi sub direcția directorului bun, aș lăsa clădirile să funcționeze, copiii nici măcar nu ar simți nimic din această fuziune administrativă, pentru că ei ar merge în aceeași clădire, deci nu s-ar închide o clădire, dar ar putea să beneficieze de profesori mai buni. Permite legea asta? Da, bineînțeles, dintr-o semnătură de pic se face acest lucru. Primarul decide acest lucru, transmite inspectoratului școlar și inspectoratul școlar aprobă rețeaua școlară. Ce am face atunci cu profesorii care nu corespund din punct de vedere și din punct de vedere unit, profesional? S-au unit școli, s-au unit și licee. Dar se depășește norma. Da. S-au făcut lucrurile astea, sigur. În colaborare cu inspectoratul școlar s-au făcut lucruri de genul ăsta, s-au votat în Consiliul Local situații de genul ăsta. Revin la chestiunea cu atribuțiile Consiliului de Administrație. Se spunea, nu, că există o viziune. Sigur, primarul are deja angajați oameni în primărie, la Direcția de Patrimoniu, patrimoniu care gestionează chiar problemele școlilor din punct de vedere al infrastructurii. Al clădirilor. Și atunci îi are deja la dispoziție. Vă spun că un consilier local e cam în 3 consilii de administrație, că sunt multe școli și, da, și grădinițe și trebuiau puși câte 2 peste tot. Și primarul avea, e adevărat, și a și spus-o primarul în alocuțiunea lui justificativă cu selecția asta pe criterii de creativitate în Consiliul de Administrație, că oamenii primarului, al primăriei, nu se duc la ședințe.
Păi dacă subordonații tăi nu se duc la ședințe, cum convingi pe oamenii de pe stradă să se ducă? Și cum îi capacitezi pe oamenii să-i controlezi să-și facă treaba? Deci e o prostie, e o acțiune de PR fără sens. Ați atins o problemă importantă, pentru că, într-adevăr, responsabilități fără penalități nu pot exista. Adică în momentul în care ai numit în Consiliul de Administrație pe cineva benevol care nu are nicio relație cu tine, sigur că în momentul ăla nu are chef, merge la schi. Sau pur și simplu, nu are chef că e prea obosit să meargă. Da, și s-ar putea ca lipsa lui să ducă la nefacerea forumului, de exemplu, la o ședință sau... Exact, exact. Și acum, eu, să știți că am vorbit și cu alți primari. Și mulți primari, nu o să-i numesc aici pentru că nu vreau să-i expun public, dar am vorbit cu primari, soliți din România. Și ei mi-au spus următorul lucru. Mi-au spus, auzi, zice, și eu prefer să numesc oameni care să nu fie din primărie. De exemplu, numesc personalități care au fost în acel liceu. Da? Pentru că ăștia din primărie nu știu nimic, ei sunt consopiști și așa mai departe. Răspunsul meu a fost da, foarte frumos, foarte frumos. Asociația de părinți ar putea numi acele personalități. Dar dumneavoastră ca primar ar trebui să vă faceți acea resursă umană, ar trebui să căutați 2-3 oameni, să găsesc în Timișoara 3 oameni pe care să-i angajezi la primărie pe salarii mai bune. Dacă poți să angajezi consilieri și hoarde de PR-iști, poți să angajezi și 2-3 oameni pe care să-i cauți, eventual foști directori de școli care cunosc și componenta curriculară a școlilor, pentru că, vedeți dumneavoastră, localul poate să facă mult mai mult decât ziduri. Domnul Orza a vorbit de faptul că sunt direcția patrimoniu, da, dar viața școlii nu se rezumă la ziduri. Chiar la Ferdinand a spus în 1923, chiar la Timișoara, nu zidurile fac o școală, ci spiritul. E adevărat, numai că primăria nu are atribuții pe programa școlară. Luăm câteva secunde. Are atribuții strict pe infrastructură, din păcate. Luăm câteva secunde de pauză. Câteva secunde de pauză și continuăm cu ce poate să facă o primărie și un consiliu local pentru o școală și o grădiniță. Foarte, foarte scurtă pauză, foarte scurtă pauză. Am revenit, Cube Arena, subiect, educație, administrație locală, școli, grădinițe. Daniel Funeriu este ministru al educației în perioada 2009-2012 alături de noi și Adrian Orza, viceprimar al Timișoarei, în perioada 2000-2012 și de 20 de ani, spuneam, în primăria Timișoara și consilier local. Cred că a fost unul dintre cei mai tineri consilieri local, poate dacă nu cel mai tânăr. Auziți, sunt nerăbdător, pentru că în pauza asta mi-a venit o idee. Haideți să facem așa. Haideți să facem un fel de Q&A, să facem niște... eu pun niște întrebări, așa cum am gândit legea în 2011, și aș vrea ca domnul Orza să îmi confirme sau infirme că la firul ierbii, în primărie, aceste lucruri sunt realizabile. Pentru că adesea se întâmplă următorul fenomen. Din biroul ministerial gândești niște lucruri care ți se par superbe pe hârtie, dar în realitate ele nu se pot petrece dintr-o sumedenie de motive micro pe care tu din biroul de ministru nu le vezi. Și cred că este o oportunitate cu un om care are atâta experiență în administrație locală să validăm aceste lucruri. Și să vă spun, uite, să-l întreb foarte direct. De exemplu, am gândit o integrare pe verticală a grădinițelor, școlilor și liceelor. De ce? Practic, eu dacă aș fi primar, aș încerca să nu mai am grădinițe, ci să am școli care unde intri în grupa mică, da? Deci tu intri la grupa mică și în aceeași structură administrativă te duci până la clasa a 8-a. De ce? Pentru că în momentul în care
educatoarele se întâlnesc în cancelare sau pot să comunice cu învățătoarele, tu automat ai o trecere mult mai lină a copilului. Deci există această, deci eu aș face și această integrare pe verticală din punct de vedere administrativ. N-aș vrea să înțeleagă că închidem grădinițele, Doamne ferește, dimpotrivă, trebuie să mărim numărul de locuri, dar aș avea această integrare pe verticală pentru a avea o continuitate în administrarea unei generații, pentru a avea predictibilitate și pentru a face trecerea copiilor mult mai lină de la grădiniță. Și pentru o mai bună cunoaștere a copilului. Bineînțeles. Este posibil? Domnul Orza. E posibil, cel puțin la nivel teoretic e posibil lucrul ăsta. Cred că e și fezabil. Ar fi o anumită logică. Uite, de exemplu, eu am fost în Consiliul de Administrație la Waldorf și participam la mai mult de o ședință pe lună. Dar nu asta e relevant. Waldorf are și grădiniță. Și la Waldorf e un anumit tip de învățământ care are niște specificații și așa mai departe, niște specificități. Da. Acolo se sincroniza cumva numărul de copii de la grădiniță care ajungeau la grupa pregătitoare și atunci trebuia cu inspectoratul să gândești o formulă ca să nu pierzi copiii de la care au fost deja la grădinița Waldorf, au luat niște elemente de învățământ specific și să meargă mai departe cu el. O continuitate. Unde sunt problemele? Problemele sunt la infrastructură. Numai puțin. Ați zis un cuvânt cheie, esențial, peste care nu trebuie să trecem ușor. Sincronizare. Pentru că tu vrei un copil, un lucru esențial pentru un copil este ca tot parcursul său școlar să fie sincron. Or, atunci când el, deja la grupa mare, deja câteva zile se familiarizează, face vizite la școală, știe unde va merge anul viitor, întâlnește viitoarea sa învățătoare, sigur că altfel se produce acea trecere de la grădiniță la clasa pregătitoare. Mă scuzați că am intervenit, dar mi s-a părut esențial de bine punctat cu acest cuvânt sincronizare. Și sigur că sunt probleme de infrastructură, dar fraților, nu, asta este de infrastructură rolul primarului, în ce sens? Să le rezolv. Tot de sincronizare vorbim în infrastructură, a numărului de grupe dintr-o grădiniță cu a numărului de clase pregătitoare sau de locuri în clasa pregătitoare unde intră copiii respectivi. Repet, s-ar putea încerca niște, așa cum e la Waldorf și în alte părți, să se facă lucrul ăsta. Da. Ne-am izbit, repet, de chestiunea asta a numărului de locuri și a clădirilor și, până la urmă, și de vrerea părinților, că unii s-ar putea să zică, domnule, eu l-am dus la grădiniță acolo, dar nu vreau să-l duc la școala care e la pachet cu grădinița asta, ci să-l duc la altă școală. Acesta este motivul pentru care aș vrea să vă întreb cine ia aceste decizii și cine poate să dispună legal. Domnul Orza. Nu, Consiliul Local cine poate taie? Să ia decizii de genul ăsta cu primarul, sigur. Da, domnul Orza, știți cum e? Uite, eu sunt chel. Acum 20 de ani aveam un păr superb. Bine, spuneți. Așa. Mi-am pierdut părul puțin câte puțin. Dacă noi acum 10 ani integram la nivelul autorităților locale acest concept și ne stabileam o țintă ca în 5 ani să integrăm, să avem această integrare pe verticală, să avem o integrare pe orizontală pentru astfel încât să avem cât mai mulți copii care beneficiază de cât mai mulți profesori buni. Sigur că nu s-ar fi putut face totul peste noapte. Astăzi am fi reușit acolo, am fi văzut ce erori avem, anul viitor am fi făcut mai bine și în fiecare an... Deci, legea educației în vigoare de 10 ani. Dacă în fiecare an am fi avut un 10% mai bine, astăzi am fi avut niște sisteme perfect puse la punct. De ce nu deci, avem, domnule ministru? Păi, dintr-un motiv simplu. Și am să vă spun foarte așa din rever. Vă rog să mă scuzați că n-am fost ministru 20 de ani. Pentru că atunci când ai o concepție, sigur că în momentul în care vine Ponta premier și îți distruge tot, coerența nu se mai poate păstra. Dar aș trece... Deci am stabilit că această integrare pe orizontală și pe verticală e benefică dacă este făcută inteligent. Ia timp, da, de acord, nu se poate face peste noapte. Infrastructură, da, trebuie să construim, asta trebuie peste tot. Dar mai este, uite, un al doilea lucru pe care vreau să îl întreb pe domnul Orza.
Mai toate școlile au terenuri sportive. Unele, unele de calitate, altele vai de viața lor, că așa este în Timișoara și așa e peste tot. Primăria are foarte multe zone unde sunt infrastructuri sportive. Ei, dacă ar fi, dacă primarul ar avea un reprezentant, o viziune globală a întregii infrastructuri sportive din școli și ar gândi un sistem prin care să investească în această infrastructură sportivă în mod inteligent și coerent și ar găsi un mijloc prin care, da, elevii să participe la această infrastructură sportivă, dar când ea nu este utilizată, nu știu, seara la 8-9, când ies de la serviciu bărbații care vor să joace un fotbal, femeile care vor să joace un volei și așa mai departe, să avem o gândire coerentă a infrastructurii sportive, astfel încât cât mai mulți oameni să beneficieze de ea. Să deschidem școlile oamenilor care vor să facă sport în infrastructura școlară gestionată de primărie și leg acest lucru, leg această întrebare de încă o chestie, pentru că să vă dau un exemplu unde primăria poate să facă lucruri altfel decât ziduri. Dacă primăria ar investi, primăria poate să doteze școlile. Dacă primăria ar face, să zicem, în Timișoara 5 laboratoare în 5 școli, 5 laboratoare de chimie, să spunem, ultimul răcne, și ar face o planificare inteligentă, astfel încât de acele laboratoare să poată să profite nu doar elevii acelor școli, ci și elevi din alte școli care sunt duși acolo. De ce spun lucrul ăsta? Noi așa făceam la Strasburg. Eram în clasa 12 la Strasburg, liceul nostru, care era un liceu construit în 1700, clădirea, nu puteam să avem laboratoare moderne de chimie și atunci mergeam cu toții eșalonat în laboratoarele unei școli apropiate care era foarte bine dotate. Deci iată cum în viziunea mea și în modul de gândire a legii erau prevăzute astfel de lucruri încât să extragem cei mai buni din infrastructura școlară. Eu mă bucur de întrebări. Mă bucur de întrebări. De ce? Școlile au fost preluate de către administrațiile locale undeva prin anul 2004. Exact. Vorbim cu un ministru care a scris o lege a educației bună în 7 ani mai târziu. Noi nu am avut voie să dotăm școlile alea, că se ocupa Ministerul Educației de laboratoare și așa mai departe. Bun. Legat de sport. Eram la un moment dat responsabil de direcția de patrimoniu, înainte de 2011 de lege, și am făcut 25 de terenuri de sport la școli. Culmea, subiectiv fiind, am început cu generalul 18. Reabilitate. Da, teren de sport, suprafață de tartan, tribune, instalație de nocturnă și așa mai departe. 25, a venit criza, la un moment dat am avut un singur teren buget aprobat de Consiliul Local. Au venit 10 directori la mine în birou și le-am zis, eu vă las, decideți voi unde se face ca să nu avem discuții. Am închis paranteza. Ce am vrut să fac cu terenurile astea? Exact ce a zis domnul ministru. Am mers în primul rând la inspectorat. Fac acum o nouă paranteză. De ce am vrut să fac terenurile astea de sport? Directorul de la liceu sportiv mi-a spus că a fost la consfăturie undeva pe la Sinaia sau Brașov și aflase că s-au prezentat acolo niște date, 50% din copii își aduceau scutire medicală pentru ora de sport. Și atunci am zis, poate că au o scuză că terenurile sunt vai de capul lor. Adică la generală 18, când am reabilitat terenul de sport din curtea școlii, dinspre strada Timiș, era ăla din era betonul ăla pe care îmi dreleam genunchii prin clasa 4, adică același beton. Așa e. Da, și era terenul de tenis în spate, din nou era vai de viața lui. Exact. Și refacerea am făcut asta, am mers la inspectorat și am zis, hai să facem niște competiții sportive, am luat legătura cu inspectorul pe sport, hai să facem niște competiții sportive, interșcoli, în fine, s-au mai mișcat niște lucruri, dar foarte slab. Domnule, păi noi trebuie să respectăm programa școlară, nu știu ce, bun. Una din priorități a fost deschiderea acestor terenuri înspre, după terminarea orelor de sport, pentru copii din cartier. Eu băteam, pentru că nu stăteam aproape de 18, stăteam aproape de 24, băteam mingea în curte la 24, toată ziua. Exact. Domnule, directorii când s-au văzut cu terenurile astea, au pus lacătul pe ele. N-au mai vrut să le deschidă. Ca să le protejeze, pentru că inițial s-au deschis, și au început să vină tot felul de vlășgani și să le distrugă.
îmi cer scuze pentru termen, dar am gândit chestia asta și mă bucur că m-a întrebat domnul ministru, pentru că asta era și ideea. Nu. Și ușor, ușor făceam terenuri de sport peste tot, făceam competiții, da? Cream o emulație de asta la nivelul școlilor, cum e în America, de exemplu. Ei, asta se poate face, da, deci vedeți nevoastră, și nu e un mare efort financiar. Să revenim la... Da, deci vedeți, ca să revenim la chestiunea inițială. Domnule, dacă tu ca primar numești oameni care nu se cunosc, deci tu numești un om la generală 18, altul la generală 24, care nu se cunosc între ei, care nu au o viziune comună, care nu au acest liant al unei strategii comune pentru oraș, păi când ăla de la 24 o să audă, bă, stai să deschidă, de ce nu deschide ăla de la 18? Deci nu intri într-o zonă a dezvoltării coerente. Ori asta are nevoie Timișoara și toate municipiile. Deci iată de ce eu cred că este esențial să ieșim din zona asta de populism, din zona asta de ONG-ism, din zona asta de... vai, ce frumos ne... frate, ești ales de oameni. Știi de ce ești ales? Nu ești ales să te întorci în fiecare... Nu ești ales pentru ca la fiecare decizie să-i întreb, a, voi cum vreți. Nu. Ești ales să conduci. Și să-ți asumi. Și atunci când ești ales să conduci, exact, când ești ales să conduci, conduc, frate. Nu veni să mă întreb pe mine, eu te-am ales, fă-ți treaba. Nu veni pe mine să mă întreb dacă... Să mă consulți la fiecare chestie dacă tarabele din piața 700 să fie verzi sau maro. Ia o decizie, că de-aia nu poți să vii la mine, cetățean, în fiecare zi să mă întreb ce vrei la școală, ce vrei acolo, ce vrei acolo. Păi tu ești, adică știți cum e, când te urci în avion, nimeni nu întreabă pasagerii, domnule, cum vreți să zbor, la ce altitudine? Nu, ai un pilot care știe și care face treaba asta. Păi frate, fii pilot, nu fii... Nu, dar mai rău s-ar putea să zică, uite, ne-am urcat în avion. Cine dintre voi vrea să-l conducă? Ce am desprins de aici? Stați numai puțin. Numai puțin, pentru că vreau să subliniez un lucru esențial. În campania electorală nu eram decis dacă să-l susțin, mă rog, să-l susțin, că nu aveai nevoie de susținerea mea, dar lumea m-a întrebat și nu eram convins dacă să-l votez pe domnul Robu sau pe domnul Friț. De ce? Pentru că... Domnul Robu a făcut multe lucruri, aici nimeni nu poate să spună contrariu, dar din punctul meu de vedere s-a concentrat foarte mult și bine a făcut pe betoane, însă nu s-a concentrat pe creier. Pentru că Timișoara, având în vedere statutul Timișoarei, e bine, orașul nostru, municipiul nostru, are nevoie de o dezvoltare intelectuală tot atât de mult ca o dezvoltare fizică. Fritz părea un tip care avea asta, aducea noutate și până la urmă schimbarea este esența democrației. Și am pus 10 întrebări fiecăruia. Vreți, domnule, uite, 10 întrebări care mie mi se par esențiale. Și acum, sigur, fiind membru a 2 ani jumate într-un guvern, 2 ani consilier prezidențial la Cotroceni, sigur, pretind că am totuși o anumită cunoaștere a mecanismelor. Domnul Robu nu mi-a răspuns. Domnul Friț mi-a răspuns destul de convingător și am spus, bun, de data asta votez cu domnul Friț. Și eu cred că un primar nou ales, eu nu cred că se cuvine să evaluăm mai devreme de un an ceea ce face. Nu aș vrea ca ceea ce spun acum să fie interpretat ca un atac politic. Voi face și atacuri politice, dar aștept. Însă premizele, domnul Friț e primar de cât de 4 luni, 5 luni deja? De 5 luni. Așa. Premizele pe care le văd prin acest gen de atitudini, hai să numim, hai să delegăm, hai să întrebăm, să numim, să venim cu ONG-isme, să venim cu un fel de democrație fluidă de genul ăsta, care apropo, a dat kicks-uri majore. Acest gen de democrație lichidă a dat kicks-uri majore, unul dintre cele mai mari kicks-uri care este cunoscut în științele politice și administrative, este, o să râdeți, este kicks-ul Californiei. Pentru că în California se votează orice chestiuță se votează, e așa, iar California, din punct de vedere al dezvoltării structurale, este într-o situație groaznică. Și e bine documentat că acest tip de
democrație fluidă nu funcționează. Deci premisele nu sunt bune. Genul ăsta de atitudini nu le îmbrățișez, dar hai să așteptăm un an de zile. Cine știe, poate au dreptate, poate greșim noi. Noi am vrea să așteptăm, dar până la urmă deciziile pe care le iau administrațiile locale trebuie supuse atenției și acelor și supuse consultării. Bineînțeles, da. Publice. Dar trebuie să urmărim și dacă oamenii își asumă responsabilitățile pe care, cu care au fost înzestrați. Vreau să vă întreb altceva. Mediul rural, mediul pe școlile care sunt în zonele periurbane, au aceste posibilități? Pot să beneficieze din perspectiva dumneavoastră și din perspectiva Riadia Orza? Au aceleași principii de funcționare? Ele pot să se dezvolte la fel? Întrebarea e foarte bună. Vreau să spun următorul lucru. Și aici chiar vreau să mă confirme sau infirme domnul Orza. Din punctul meu de vedere, jobul de director este cu totul și cu totul diferit. E alt job să fii director în rural și să fii director în urban. În urban, un director în Timișoara, un director de școală în Timișoara trebuie să aibă o anumită autoritate morală și intelectuală în comunitate. Un director de la țară, mai ales din comunitățile mai sărace, frate, omul ăla trebuie să meargă pe cuclaur să-mi aducă copiii la școală. Exact. Omul ăla trebuie să știe, în Timișoara nu prea avem copii flămânzi, la țară avem mulți copii flămânzi, mergeți până la Pișchia să vedeți cum e. Pentru că discut cu profesori de la Pișchia care îmi spun, păi avem probleme că vin cu un corn să mănânc la școală și se uită copiii la mine, mi-e rușine să mănânc în fața lor. Deci un profesor din rural, un director din rural are cu totul și cu totul alte responsabilități. Deci de aici pornim. Al doilea pas. E limpede că în multe zone rurale statul a eșuat să ducă educație. Motivul e foarte simplu. Când un student petrece 4 ani, 5 ani în Timișoara, s-a obișnuit cu un anumit stil de viață, cum să-l duci, să-l muți, să locuiască într-un sat pierdut, unde are 15-20 de copii și să trăiască acolo după ce a trăit efervescența vieții în Timișoara? În comunism se putea. Indiferent de programul pe care l-ai tu ca să îi determini să se aducă la sat. Indiferent de orice, indiferent de salariu, de casă, indiferent ce îi dai, un tânăr care a trăit efervescența Timișoarei 5-6 ani, s-a obișnuit cu un club, cu prieteni, cu o viață culturală, e aproape imposibil să-l convingi să meargă și să locuiască la țară. Deci asta este un lucru pe care trebuie să-l recunoaștem. În comunism nu era așa. De ce? Pentru că în comunism te repartiza și frate mergeai acolo, n-aveai de ales. Acum nu mai poți să obligi oamenii. Prin urmare, având în vedere că în mod evident am eșuat și vom continua să eșuăm să ducem educația către copii în mediul rural, atunci trebuie să fim puțin mai deștepți și să ducem copiii la educație. Ce înțeleg prin acest lucru? Ar trebui la nivelul fiecărui județ, și eu am făcut acest lucru la un moment dat, am fost înjurat că închid școli, îmi asum acest lucru și continui să spun că România are prea multe școli cu prea puțini copii. Deci noi ar trebui să fim inteligenți, ar trebui la nivelul fiecărui județ să gândim un număr de școli bine dotate și din punct de vedere al profesorilor și din punct de vedere al calității infrastructurii, să spunem clar, domnule, copiii din mediul primar nu poți să-i duci mai mult de 4-5 km, nu poți să-i ții mai mult de 10 minute, 15 minute maximum într-un mijloc de transport, microbuz, autobuz, sigur. Acum, ca să vă dau așa un exemplu, fiica mea în Germania, când era în clasa 1, mergea 2 km pe jos în fiecare dimineață la școală. Știți cum e, dacă spui la televizor, vai, duc copilul 2 km, lumea o să zică, vai, nemaipomenit, ce om rău, ce om hain ești. Hai, fraților, că să meargă un copil de 6 ani dimineața 2 km, sincer, nu-i capătul lumii, mai face puțin sport, nu e o problemă. Deci, ce încerc să spun? Încerc să spun că, apropo, 96% dintre copiii României locuiesc la mai puțin de 4 km de școală, ca să știți lucrul ăsta. Deci, revenind, ar trebui gândit la nivelul fiecărui județ, inteligent, școlile primare, gimnaziale și liceele, astfel încât să avem cât mai multe școli cu cât mai mulți copii,
în funcție de rețeaua, de drumuri, cum sunt drumurile, cum sunt mijloacele asta de transport. Asta vreau să vă spun, că trebuie să ținem cont că infrastructura noastră nu este una. N-am reușit să o facem nici pe ea. Păi, stați puțin. Bun, nu mai e cum era înainte, dar stați puțin. Fraților, să stea ministrul transporturilor la masă să delege un secretar de stat, că și așa au puzderie de secretar de stat, să delege unui secretar de stat și ministrul educației și ministrul transporturilor responsabilitatea să ia la mână județ cu județ, să cheme inspectorul de Timiș, să cheme pe inspectorul școlar de Timiș, care știe resursa umană, are harta, are rețeaua școlară, să-i cheme pe aia de la transporturi și să spună clar, frate, școala asta o închidem, că are 10 copii care fac învățământ simultan, îi ducem 2 km mai departe, drumul nu-i făcut, hai la vară facem drumul ăsta, să-l putem transporta. Nu-i mare lucru, trebuie doar să fii puțin inteligent. Dar la noi, deci, la noi se întâmplă altceva. La noi copiii din zonele rurale sau periurbane tind să supra-solicită și să supra-aglomereze zonele urbane. Exact, exact. Și atunci apar acele probleme. Asta era chestiunea pe care urma să vă spun, pentru că, într-adevăr, acum școlile sunt finanțate în funcție de numărul de elevi. Deci exact. O școală din Timișoara primește finanțare mai bună dacă are elevi mai mulți, dar ai probleme de transport, ai probleme de ambuteiaje cu mașinile, ai o serie de probleme și atunci eu cred că, fiind un fenomen pe care nu putem să-l evităm, nici nu trebuie să-l evităm, pentru că faptul că vine un copil de la Peciu la școală la Timișoara pentru că are o școală mai bună, foarte bine. Acel copil va avea o oportunitate educațională mai mare. Și atunci ceea ce trebuie să facem, Consiliul Județean, primarii și autoritățile centrale, cum spuneau și inspectorul școlar, trebuie să gândească niște mecanisme inteligente. Fraților, dacă tot vor oamenii de la Peciu să-și dea copiii la Timișoara, nu știu cât faci de la Peciu la Timișoara, 15 minute, nici atâta. Dacă tot vor oamenii din Șagu să-i ducă la Timișoara, păi hai să facem o chestie inteligentă, hai să-i ducem, dar să-i ducem structurat, să finanțăm aceste lucruri, să dăm o lege a, nu știu cum se numește asta, să dăm o lege a suburbiilor, să facem zone metropolitane. Exact, să ne dăm aceste instrumente administrative încât să putem să oferim o educație cât mai calitativ unui număr cât mai mare de copii. În acest context, aș vrea să-l întreb pe Adi Orza dacă din perspectiva unui primar și a unui consiliu local, decizia de a finanța o școală stă la mâna celor care sunt în consiliile de administrație. Dacă voi țineați cont... Nu. Consiliul de administrație nu decide el câți bani păi va primi, în decide Consiliul pe care, Local. În atribuțiile pe care le-am văzut desfășurate Consiliul de Administrație votează bugetul, votează bugetul care îi se pune la dispoziție de către primărie prin Consiliul Local, evident, că nu ei sunt finanțatorii. Consiliul de Administrație de poate decide dacă cumpără, dacă cumpără cretă sau ei dacă cumpără, banii ăia, în fine, că vin cu o cerere de buget la primărie și aia îl aprobă sau nu. Dar... spunea la un moment dat domnul ministru de faptul că nu a fost 20 de ani, din păcate, ministru. Și am să plec de la chestia asta și o să o leg de următoarele fraze. Au fost momente în emisiune când vreau să ating subiectul ăsta, dar iată, e acum potrivit legat de cum ar trebui să gândească, să se pună doi miniștri la masă și așa mai departe. Asta ar însemna să este o strategie de țară. Exact asta vorbeam. Noi nu avem așa ceva. Noi n-am avut și nu avem. Că atunci, nu mai contează câți ani stă un ministru în funcție. Că până la urmă n-ai cum să stai 100 de ani. Corect. Dar dacă am avea o strategie de țară, indiferent de cine ar veni ministru, indiferent de cine ar veni primar, dacă am avea o strategie de oraș sau de județ, lucrurile ar merge mai departe. Cu viteză dată de personalitatea și implicarea fiecăruia. Adică există niște repere deja stabilite? Dar niște chestii generale, cum sunt educația, sănătatea, pe asta ar trebui fraților de 30 de ani să fie o Biblie cu 10 porunci și alea nu se abate nimeni de la ele. Și atunci, sigur, că ar fi simplu să gândim că să vină un autobuz să ia copiii de la Șac și de la Peciu să-i ducă la școală în Timișoara. Deja sunt îmbunătățiți. Haideți să vă zic ceva ce n-am spus public niciodată. Deci, în primul rând, vorbind de această strategie, în 2009, când am intrat în minister,
În zona de educație exista o strategie impecabilă, cum România nu a mai avut, făcută de Comisia Prezidențială condusă de Miclea. Sigur, era o comisie prezidențială numită de Băsescu, dar comisia nu avea nicio treabă cu politicul. Miclea e apolitic, toate lucrurile pe care eu acum vi le spun au fost gândite foarte în detaliu. Și s-a semnat, dacă țineți minte, acel pact pentru educație. România a avut două astfel de documente. A avut un pact, pactul de la Snagov, dacă țineți minte, când s-a decis direcția strategică a României pe integrare europeană și NATO și toți politicienii au ținut această linie. Asta e un lucru esențial care trebuie menționat. Deci această direcție euroatlantică a fost ținută de toți politicienii, de la Iliescu, de atunci, de la Iliescu, Năstase, Băsescu, Constantinescu, toți care au fost. Deci asta este un punct. În același mod am avut Pactul Național pentru Educație. În 2012, când am plecat din guvern și când a venit guvernul Ponta, eu personal i-am spus lui Ponta următorul lucru. I-am spus, Victore, fii atent, educația ți-o las la cheie. Ai o lege ultracoerentă care începe să producă efecte. Între 2009 și 2012, România a avut cel mai mare salt din Uniunea Europeană la testele PISA. Lumea nu spune asta, dar efecte ale acestei, ale implementării acestei legi începuseră să se vadă. Și am spus, Victore, fă ce vrei, înjură-mă cât vrei, fă politică cât vrei, înjură-l pe Băsescu, ia puterea, fă ce vrei tu. Dar te rog frumos, înainte să iei decizii de a modifica lucruri în educație, trimite-ți ministrul tău la mine, la Cotroceni, să stăm la o cafea și să-i spun ce aveam de gând. Dacă el crede că era prost, n-are decât să schimbe. Pentru că eu știam că atunci când vorbești cu un om, îl convingi de lucrurile bine făcute. Atunci Ponta a spus, da, sigur, nicio problemă, bineînțeles, știu că e legea bună, am urlat și eu politic la tine pentru că așa era vremea, dar știu că ai făcut treabă bună, menținem linia. Eu am fost foarte liniștit, pentru că, într-adevăr, domnul Orz a spus corect, schimbarea e esența democrației. Nu poți să spui că, domnule, uite, rămân eu ministru 20 de ani că-s mai cumoț ca celălalt. Nici n-ai rezistat fizic la așa ceva, dar mă rog, asta e altă poveste. Și atunci, a doua zi după ce Ponta mi-a promis continuitate în educație, conform unor strategii făcute de oameni foarte deștepți, a doua zi a ieșit la televizor și a început să spună că tot ce a fost făcut în educație o prostie, a început să masacreze cu ordonanțe de urgență și a început să facă toate aceste mizerii. Și atunci am spus, prietene, avem război. Deci, n-ai deci dacă, respectat cuvântul, dacă ar fi să... e război. Ei, și ca să încheie acest episod politic, consecințele războiului le-a suportat el, nu eu. Consecințele războiului... Pentru că consecințele războiului și a unei lipse de coerență le-am suportat noi cu toții. Da. Și dar copiii vă spun noștri. Un lucru. Da, dar vă spun un lucru. Pe merit. Pe merit. Pentru că nu eu l-am votat pe Ponta. Poporul l-a dus pe Ponta. Nu. Stați puțin. Poporul l-a dus pe Ponta cu 60% la guvernare. Deci, dacă tu ca popor votezi un plagiator, un hoț academic. Nu știam atunci despre nu, ba da, îmi pare rău, ba erau da, semnalate, dar nedovedite. Nu. Totul a fost dovedit în iunie 2012. Alegerile au fost în decembrie 2012. Deci, eu nu dau vina pe popor, ci spun un lucru simplu. Fraților, când tu votezi un plagiator premier, nu poți să te aștepți ca acest om să conducă bine educația. Și o să vă spun o anecdotă pe care am pățit-o în Iosefin. Poate țineți minte că în 2012 am candidat la Timișoara, știind sigur că n-am cum să câștig 50% din voturi fiind într-un partid de 5%, dar am candidat pentru că am considerat că e de datoria mea. Și la momentul ăla televiziunile spuseseră că Funeriu e agramat, Funeriu fără bacalaureat, pe scurt, făcuseră din mine un sinistru personaj televiziune pentru că izbisem interesele lor financiare. Și m-a luat o pilăriță, o doamnă din piață, mi-a zis, ce bă, că eu votez cu Ponta, că ăla, uite ce frumos e, tu ești un prost, tu n-ai nici bacalaureatul. Și am spus, hai să vedem, fii atentă, când ăsta lucra la McDonald's prin Paris, eu făceam doctoratul cu un laureat Nobel. Deci, atunci când votezi, e atât de simplu, când votezi oameni nepregătiți, ai parte de măsuri
proaste. De fapt, votul este tot o consecință a unei lipse de informare și unei educații, pentru că trebuie să vorbim că toate se derulează de ani de informare, nu de informare, e rezultatul unei lipse de discernământ. Da, dar discernământul are la bază o lipsă de informare coerentă, o lipsă de educație. Bunica mea, care avea 4 clase la Pâncota, avea un discernământ impecabil. Impecabil. De ce? Ei bine, pentru că avea acel bun simț al țăranului, care putea să gândească cu propria minte, care putea să vadă ce e bun și ce este rău. Sigur că trăim în această epocă în care cantitatea de informații este atât de mare încât oamenii pot să fie pierduți, dar dacă tu, ca părinte, nu-ți iei 20 de minute când vezi că se ceartă la televizor Funeriu cu Ponta, tu nu-ți iei 20 de minute să te gândești, bă, stai puțin, ia să văd eu care o fi având dreptate, hai să mă uit și eu să văd, bă, și-o copiat ăsta teza, și-o făcută la doctoratul cu un laureat Nobel, sau sunt mințit. Deci dacă tu nu-ți iei 20 de minute să te decizi, bă, e bun Orza ăsta de viceprimar, sau nu e, e bun Putărescu, zice bine presa de el, sau nu zice. Dacă nu-ți iei aceste 20 de minute, o oră, odată la 4 ani, să fie cu iertare. Ăsta e jocul democrației. Niciun laureat Nobel, niciun geniu intergalactic nu se poate pune cu votul. Unui popor îi trebuie ani ca să-și parcurgă propriile experiențe și să învețe. Acum să spunem că nu parcurgem din greșeală în greșeală, tot nu le repetăm, ci facem altele permanent. Aș vrea să încheiem emisiunea ajuns la final. Bunul simț al țăranului român are valoarea academică a unui doctorat exact. De la Sorbona exact. Sau de altundeva. Din multe puncte de vedere, așa este. Pentru că, până la urmă, și efectele votului, ca să mă refer și eu la el, fac parte din procesul educațional a unui popor. Și din experiența și revenind la chestia cu școala, trebuie totuși spus un lucru. Repet, am fost foarte mult timp în Consiliul de Administrație în Timișoara, acum sunt într-o comună adevărat periurbană în plină dezvoltare, Șag, și de asta nu sunt cunoscute, să zic, real problemele unei școli dintr-o zonă izolată. Dar directorii, fie că sunt de la din urban sau, urban din, rural? Sau din rural, în momentul de față toată lumea crede că un director, poate și domnul Fritz crede lucrul ăsta, pentru că nu are cum să cunoască detaliile astea, ne participând la ele decât probabil din poveștile altora, nu are timpul de a sta și de a gândi strategii și de a face chestii de genul ăsta, pentru că e asaltat de elemente cumplite birocratice. Cei de la inspectorat am văzut și ei la fel, adică oamenii ăștia își consumă foarte o mare energie. Parte din timpul și din energia lor, nu mai vorbesc de faptul că mulți dintre ei, sau aproape toți, cred că toți directorii predau. Deci oamenii ăștia sunt într-o continuă bulibășeală de genul ăsta așa și nu au timp să facă e. Lucruri mărețe. De asta, repet, o strategie, știu că a existat acea strategie de care vorbea domnul ministru, cum avem și noi una din 2000 făcută la Timișoara de dezvoltarea zonei metropolitane, semnată și asumată de partide, dar care nu se respectă. Adică fiecare vine și inventeze gaura la macaroană. Domnule, strategiile astea au fost făcute de specialiști, nu au fost făcute de Orza, Funeriu, Băsescu, sau au fost făcute de oameni care știu. Și atunci trebuie să ne ținem de ele. Domnilor, să știți că emisiunea este la final. Stați numai puțin că vreau să spun. Da, vreau să vă mai spun două lucruri. Unul care mi se pare important. Câți copii sunt la Șag, la școală? 200 și ceva și vreau să menționez faptul că acum în perioada pandemiei primăria a cumpărat la toți tablete. În Timișoara n-a existat așa ceva. Deci toți copiii de la Șag aveau tablete online. La Șag, da. La Șag e în creștere sau în scădere? Numărul de copii? Da. Este în creștere. E în creștere. Pentru că zona se dezvoltă și se mută familii din Timișoara în
Bun, fiind okay, o zonă periurbană, același sistem ca la Giron. Două lucruri scurte vreau să vă spun. Unul referitor la încărcătura birocratică. Acum, poate știți, eu sunt într-o misiune diplomatică în Republica Moldova de ceva vreme. Aici, în Moldova, mi-a spus cineva un lucru genial. Țineți-l minte. Morții sunt îngropați sub pământ. Vii sunt îngropați sub hârtii. Așa deci, e. Țineți minte chestia asta, pentru că aici, într-adevăr, avem o problemă. Și al doilea lucru care poate aș vrea să închei, e un lucru conceptual care e foarte important. Primul text în limba română e undeva pe la 1500 și. În 1300 și, Praga avea o universitate. Deci cu 200 de ani înainte ca noi să avem un text scris în limba română, la Praga exista o universitate. Deci istoric, decalajul între noi și zona de vest a Europei era uriaș. Oricum, oricât de mult ne-am tângui, oricât de mult ne-am spune că lucrurile merg prost la noi, decalajul de astăzi între noi și vest este extraordinar de mult redus. Trebuie să fim conștienți că lucrurile nu se pot face peste noapte. Experiența personală este că, iată, am dat legea acum 10 ani, abia acum oamenii încep să spună, bă, stai puțin, că nu a fost prost ce-a vrut omul ăsta. Abia acum s-a acceptat clasa pregătitoare, abia acum s-a acceptat poveștile, s-au acceptat poveștile anti-plagiat, abia acum, uitați-vă ce a zis premierul Câțu ieri referitor la relația cu sindicatele. Deci, într-adevăr, națiunea, poporul este un, este o mașinărie uriașă care are o inerție foarte mare și ia mult timp până ce oamenii să înțeleagă anumite lucruri. E firesc. Ăsta este ritmul democrației, ăsta este ritmul în care oamenii pot să avanseze, nu trebuie să ne sperie, ci trebuie să fim perseverenți. Dar eu aș fi mult mai, m-aș simți mult mai bine dacă s-ar merge pe soluții consolidate, pe soluții care au fost testate, despre care știm că dau rezultate, în loc să inventăm de fiecare dată apa caldă și când deschidem robinetul în final să fie apă rece. Dacă ar fi, o chestie interesantă scurt, de asta, gata. Că și eu am repetat-o la mulți asta cu universitățile și cum ce făceam noi în perioada istorică respectivă. Păi uite, când Shakespeare scria operele, noi încercam așa niște versuri din astea mai naive în perioada aia, dar eu sunt optimist că vom ajunge la nivelul și lor. Eu, foarte uite-te, optimist. De exemplu, și... ei acum al scot pe Shakespeare din programa școlară. Deci o să-i ajungem total la de acord. Total de acord. Suntem cu toții de acord. Am promis că o să terminăm într-o notă optimistă. Amândoi invitații mei și eu sper și cred că tot acest proces de învățare și din rândul celor care din politic, care au deja deciziile, au posibilitatea de a decide, de a administra, sper să-și plece urechea la cei care, exact, care au inventat deja apa caldă sau au experimentat anumite lucruri, să apeleze la exercițiul acesta de a nu mai arunca la coșul de gunoi orice au făcut ceilalți pe criteriul că nu este bine și că noi deja redescoperim lumea. Suntem tributari, exact. Poveștii, legendei meșterului Manole, exact. Nu știu dacă o să ne dezbărăm. Eu zic că nu avem toate șansele să parcurgem toate aceste etape, mai ales dacă conștientizăm cât e de importantă educația pentru noi, pentru că educația copiilor de acum este și bunăstarea noastră de mai târziu și chiar și a lor. Mulțumesc mult, domnilor, pentru participare, mulțumesc pentru succes în misiunea diplomatică. Succes mult, domnule ministru. Sper să mai acceptați. Văd acolo în spate și cred că e potrivit așa pentru urare. Un porumbel, o inimă și planeta. Pace, iubire pe pământ. Ah, stai să zic. Uite. Astea sunt niște chestii pe care le-am sculptat eu. Uite, hai să mă laud. M-am pus aici, am făcut, astea sunt niște cireșe, pentru că în Moldova au cireșe foarte bune și m-am gândit, uite, le-am, nu știu dacă se văd bine la cameră. Le-am văzut, seama ce se văd perfect. Vedeam inima, porumbelul și pământul, și am zis. Mulțumesc tare mult. Da. Vă doresc să aveți succes în tot ceea ce vă propuneți și să știți că vă lansăm invitații și mai departe să ne fiți alături
de câte ori veți avea și vă va permite timpul și amabilitatea. Mulțumesc, Adi Orza, pentru participare și dumneavoastră vă mulțumim și vă dorim să vă fie bine. La revedere!